Bună ziua!
Domnule președinte, bine ați venit. Vă rog să ne adresați mesajul dumneavoastră. Pentru mine este o onoare să fiu primul șef de stat care vizitează noul președinte al României și, în mod evident, pentru mine este o onoare și mai mare că prima vizită oficială în România este la începutul mandatului dumneavoastră. Vă doresc succes în acest sens și noi astăzi ne-am unit eforturile, am văzut cât este de importantă problema regională. Vrem să oferim un nou imbold cooperării regionale, vrem să le spunem tuturor bulgarilor și românilor că cele două state sunt prietene, sunt buni vecini, sunt parteneri, sunt aliați și că noi avem un plan cum să aprofundăm ceea ce am obținut până acum. Dorim să aprofundăm cooperarea în toate direcțiile posibile. Așteptăm un nou eveniment, ședință de guvern, așteptăm noi miniștri în ambele direcții, primarii. Aceasta este direcția noastră clară pe care ne-o fixăm pentru aprofundarea cooperării, pentru un nou imbold. Ne mândrim cu rezultatele obținute în ultimii 10 ani. Bulgaria și România și-au majorat de 8 ori schimburile comerciale. România astăzi este al treilea partener comercial al Bulgaria în Uniunea Europeană și al patrulea în lume. Am obținut foarte multe. 1 milion de români sunt oaspeții noștri în Bulgaria. 300.000 de bulgari vizitează România și vrem ca aceste cifre să crească. Vorbim de legături, energetice, privind gazul, de legături privind infrastructura de transport. Vorbim de noi poduri peste Dunăre, de noi proiecte energetice. Noi am obținut foarte multe împreună, însă putem mult mai mult. Acesta este mesajul către toată lumea din vizita de astăzi. Am discutat despre situația din Ucraina, aspecte internaționale. Vrem să aprofundăm cooperarea în privința securității, a apărării, exerciții comune în baze românești și bulgărești. Conștientizăm că doar integrați și împreună putem să fim eficienți și să avem un succes. Suntem impresionați de ospitalitatea dumneavoastră. Avem o motivație foarte puternică, în primul rând, să descoperim noi posibilități de cooperare, să beneficiem de instrumentele europene și Bulgaria și România împreună să fie un motor al integrării europene, al prosperității și dezvoltării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că noi astăzi oferim acest imbold foarte puternic pentru prietenia bulgaro-română, atât în plan bilateral, cât și în plan regional. Spunem că această regiune are un potențial imens și împreună îl vom descoperi în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc! Domnule președinte, onorată asistență, sunt foarte bucuros să-l avem ca oaspete astăzi la București pe președintele Republicii Bulgaria, domnul Rozen Plevneliev. Faptul că este primul șef de stat pe care îl întâmpin la București de la preluarea mandatului meu este expresia legăturii foarte bune dintre România și Bulgaria, ca state vecine, partenere și aliate în cadrul Uniunii Europene și al NATO. Această primă întâlnire ne-a permis să facem un bilanț al relațiilor bilaterale aflată la un nivel de excelență pe toate palierele de cooperare. Atât domnul președinte Plevneliev, cât și eu, am remarcat că există în continuare un potențial care trebuie valorificat în toate domeniile, dar mai ales în cel economic. Am susținut amândoi dezvoltarea acestuia prin promovarea unor proiecte de interes, în special în domeniul energetic, al transporturilor, al infrastructurii, al cooperării transfrontaliere,
dar și al educației și culturii. Am susținut desfășurarea de proiecte culturale și educaționale ale comunității bulgare din România și a comunității române din Bulgaria și am menționat deosebită atenție pe care o acord dorințelor membrilor comunității românești din Bulgaria. Consider că este în beneficiul reciproc protejarea și promovarea identității naționale și a drepturilor de care ambele minorități trebuie să se bucure. Din schimbul de vedere avut astăzi, a reieșit că statele noastre își pot sincroniza eforturile pentru o mai bună promovare a obiectivelor comune, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în plan regional. Asigurarea securității energetice a Uniunii, promovarea cooperării regionale și a interesului comun pentru regiunea Dunării, zona extinsă a Mării Negre, apropierea de Uniunea Europeană a partenerilor din vecinătatea estică, consolidarea rolului Uniunii ca actor global puternic, sunt câteva dintre aspectele atinse în discuțiile de astăzi. De asemenea, am abordat subiectul aderării la spațiul Schengen. Am convenit asupra susținerii unui dialog bilateral activ și constructiv cu partenerii noștri europeni pentru a reitera argumentele privind oportunitatea și justețea unei decizii rapide asupra aderării la Schengen, dată fiind îndeplinirea tuturor criteriilor de aderare. În legătură cu raportul pentru mecanismul de cooperare și verificare, credem că acum este important ca fiecare dintre țările noastre să se concentreze asupra implementării recomandărilor din acest raport. Bineînțeles, o bună parte a discuțiilor s-a orientat asupra aspectelor de actualitate ale agendei de securitate. Luând în considerare provocările de securitate din regiune, avem drept obiectiv comun consolidarea apărării colective în cadrul NATO. Dorim creșterea prezenței NATO pe teritoriul statelor membre din flancul estic, precum și întărirea capacității de reacție a alianței. Nevoia de unitate în mesajele de politică externă este înțeleasă pe deplin de Bulgaria, care a menținut la rândul său sancțiunile împotriva Federației Ruse și a posibilității extinderii lor în cazul nerespectării acordului de încetare a focului. Ne bazăm în continuare pe o relație solidă și la sigur pe domnul președinte Plevneliev de dorința României de aprofundare a colaborării dintre statele noastre. Dacă aveți o întrebare sau două. Domnilor președinți, cele două întrebări sunt pentru ambii. Care este formula României pentru a umple închisorile cu politicieni și de ce nu se întâmplă asta și în Bulgaria? Rapoartele critice ale Bruxelles-ului pot împiedica aderarea Bulgariei la Schengen? Noi ne bucurăm de eficiența și independența pe care autoritățile române o demonstrează în ceea ce privește lupta împotriva corupției la nivel înalt. Prietenii noștri români au cu ce să se laude și aici Bulgaria în mod categoric rămâne în urmă. În același timp, dacă aveți în vedere sistemul de drept în ansamblu în Bulgaria, noi avem peste 860 de decizii în instanță, peste 95% dintre acestea sunt confirmate.
confirmată ca decizia următoarei instanțe și asta înseamnă o eficiență și o corectitudine. Din alt punct de vedere, avem probabil 100 de procese de importanță internațională și națională, mai puțin de 100, unde, din păcate, Bulgaria, în momentul de față, dă dovadă de ineficiență, se amână și, din păcate, aici, în aceste procese de o importanță semnificativă pentru societate, noi avem ce să îmbunătățim. Mă bucur că Parlamentul de la Sofia a adoptat cu majoritate o strategie pentru continuarea reformei în justiție. Aștept pași concreți, acțiuni concrete. Văd semnale pozitive în sistemul judiciar din Bulgaria. Aveți în vedere deciziile care s-au luat în ultima perioadă în CSM, care erau de inimaginat în ultima perioadă pentru înlăturarea unor judecători și sper ca vizitele în ambele sensuri să găsească puncte comune, să vedem cum prietenii noștri români au reușit să înființeze o procuratură independentă și oamenii așteaptă aceste lucruri. Vreau să spun foarte clar, oamenii așteaptă asta, ei văd tot ce se întâmplă. Este important ca justiția să își menționeze problemele și lucrurile să meargă înainte. Noi putem și în Bulgaria să obținem aceste rezultate. Este necesar și un curaj. În ceea ce privește aderarea la Schengen, o dată finală, noi spunem în mod cert că îndeplinim criteriile. Comisia Europeană spune de asemenea același lucru și Parlamentul European a confirmat asta. Granița bulgară astăzi cu Turcia este una dintre cele mai încărcate și noi avem rezultate semnificative mult mai bune ca graniță externă a Uniunii Europene decât multe alte state membre ale UE. Țara este dotată modern și își face treaba la frontieră. Nu așteptăm și nu suntem de acord să existe o legătură între mecanismul de evaluare și parteneriatul Schengen. Este vorba de două instrumente diferite, nu au nimic în comun. Regretăm că există câteva state europene care condiționează aceste lucruri, dar nu este corect și avem convingerea că Parlamentul European a oferit o direcție clară. Schengen este Schengen, MCV este MCV. Comisia Europeană este un partener bun. În ceea ce privește Schengen, a venit vremea să existe o corectitudine și în acest sens, după cum s-a întâmplat și cu alte state. De aceea, anul acesta, noi ne vom unifica din nou eforturile. Suntem deja în linie dreaptă și nu aștept o amânare continuă pentru aderarea Bulgariei și României la Schengen. Nu este corect și nu merităm asta. Suntem gata și a venit deja timpul să se ia această decizie. În ultimii ani, în domeniul consolidării independenței justiției și a statului de drept în România, cert s-au făcut pași hotărâți într-o direcție foarte bună. Această evoluție a întărit, evident, și componenta de luptă anticorupție. Personal, încă de la început, m-am exprimat explicit și foarte clar în această chestiune. Lupta anticorupție trebuie să se ducă cu toată hotărârea și se duce. Este important pentru societatea noastră să avem această componentă și să dea rezultate. Cetățenii așteaptă o clasă politică mai responsabilă, așteaptă transparentizarea deciziilor politice, așteaptă predictibilitate și, evident, așteaptă și o dezvoltare economică pe măsură. Toate aceste lucruri sunt posibile în măsura în care terminăm cu marea corupție. Și atunci, procurorii și judecătorii au înțeles foarte bine acest lucru
Ceea ce vedem acum este o fază foarte intensă de verificări și de combaterea corupției și vine într-o perioadă când oamenii prin vot au arătat că își doresc altceva. Altceva înseamnă un vânt nou în întreaga clasă politică. Cetățenii așteaptă, evident, să se înfăptuiască justiția, dar tot mai mulți așteaptă să se facă dreptate socială. Și acest lucru are componenta importantă, lupta împotriva corupției, cu rezultate, nu cu seminarii doar și cu declarații, ci cu rezultate foarte concrete. Acesta este felul în care România a înțeles să meargă pe această cale. Evident, aceste lucruri au o influență și în evaluările făcute de la nivelul Comisiei Europene și a partenerilor europeni, într-o formă, sigur, prin raportul MCV. Dar, și asta am discutat cu domnul președinte în întâlnirea noastră tete-a-tete. Noi nu facem reformă și lupta anticorupție pentru a obține un raport bun. Noi facem aceste lucruri fiindcă noi credem în ele și prin asta vrem să facem societățile noastre mai performante, mai deschise, mai deschise spre progres și spre calea europeană. Deci primii beneficiari nu sunt parteneri europeni. Primii și cei mai importanți beneficiari sunt cetățenii noștri și de aceea această luptă trebuie dusă cu foarte mare hotărâre mai departe. Și atunci, evident, și toți observatorii vor consemna, după ce constată, aceste progrese pe care dorim să le facem pentru cetățenii noștri, în primul rând. Mulțumesc. Bună ziua, Denisa Pascu, România TV. O întrebare pentru ambii președinți. În ce stadiu sunt discuțiile despre dezvoltarea unui nou coridor vertical pentru gaze, acel coridor care se lege România de Bulgaria și de Grecia? Când estimați că vor fi demarate lucrările și de unde vine finanțarea? Și cum vedeți dumneavoastră, în contextul crizei din Ucraina și a răcirii relațiilor cu Rusia, asigurarea securității energetice în fiecare dintre cele două țări și asigurarea necesarului de energie? Acesta a fost un subiect din cadrul discuțiilor de astăzi. Împărtășim poziția comună că nu toate drumurile trebuie să ducă la Bruxelles și nu toate conductele de gaz, conductele electrice, linii de cale ferată trebuie să fie vest-est, ci trebuie să fie și pot să fie și în nord-sud. Avem un program ambițios, vrem să legăm porturile de la Mediterană cu cele baltice. Este vorba de coridoare de transport care vor trece prin România și Bulgaria. De asemenea, vrem să facem acest lucru și în ceea ce privește infrastructura de gaz și cea electrică. Bulgaria a avansat foarte mult în ceea ce privește negocierile cu consorțiul TAP-TANAP, în ceea ce privește livrarea de gaz azer. Deja avem încheiat un contract și din 2019 vom primi respectivele cantități. Avem opțiunea de a majora livrările. Președintele Azer va fi oaspetele nostru peste câteva săptămâni. Azerbaijan este gata să investească și să îi extindă infrastructura de gaz în regiune. Edificăm o rețea de interconectare pentru gaze Bulgaria-Grecia, care va avea o capacitate suficientă pentru ca a putea trece gaz din Azerbaijan sau, de exemplu, din Grecia există terminale LNG de unde putem primi gaz din Qatar. De asemenea, Bulgaria, Grecia prin România și până în Polonia, acesta este coridorul privind gazele.
nord-sud despre care vorbeam. Ne așteptăm ca această rețea de interconectare să intre în exploatare în 2018. Va fi finanțată în totalitate cu fonduri de la Comisia Europeană, circa 50% până la 70% și cealaltă parte ca împrumut, pentru care guvernul bulgar are deja o garanție de stat de la Banca Europeană de Reconstrucție și Rezvoltare. De asemenea, interconectarea rețelei de gaze Bulgaria-România face parte din acest coridor nord-sud, el avansează și împreună cu prietenii români ne-am înțeles că acesta va fi o prioritate și va fi finalizat cât mai curând posibil, având în vedere că va fi în ambele sensuri, pentru ca România să primească de la noi gaz azer sau un alt tip de gaz prin Grecia și Bulgaria și invers noi să putem să primim din România gaz din Europa Centrală sau gaz pe care putem să-l primim din Nord. În mod categoric suntem determinați subiectul de interconectare să aibă o aplicabilitate concretă. În același timp vrem să nu avem în vedere doar infrastructura construind toate aceste rețele, dar vrem să facem și instrumente comune, inteligente, pentru cumpărarea, vânzarea de energie. Poate să fie vorba de electricitate, de gaz. Am vorbit cu domnul președinte și noi suntem mulțumiți, cele două state împărtășesc această idee că avem nevoie de o bursă regională de energie. Eu am spus, ea poate să fie la București, poate să fie la Varșov, poate să fie în orice alt stat, însă este important să existe pentru a putea să avem și posibilitățile, softul pentru a cumpăra independența, avem o piață liberalizată și să avem posibilități pentru livrări alternative. Vom lucra pentru o piață integrată regională. Acest lucru este de o importanță strategică. Am adus astăzi în discuție și m-am bucurat foarte mult că am găsit toată deschiderea la domnul președinte, nevoia unei colaborări regionale mult îmbunătățite. Fără o colaborare regională cu vecinii noștri în această parte a Europei, multe lucruri sunt extrem de greu de realizat. O colaborare mai bună, mai profundă și în plan politic, și în plan geostrategic, dar evident și în plan economic, ar face economiile noastre mult, mult mai performante. O parte din această colaborare regională, sigur, este și colaborarea regională în sectorul energetic. În Uniunea Europeană există de mult decizia liberalizării pieței energiei. Dar aici este un pic mai complicat decât în domeniul comerțului de mărfuri uzuale, fiindcă energia nu trebuie să fie doar disponibilă, trebuie să fie și accesibilă. Ori pentru asta este nevoie de o rețea de interconectare inteligentă pentru întreaga regiune. Există în momentul de față tot felul de proiecte, de planuri, le știți foarte bine, majoritatea dintre ele în faza de studiu de oportunitate sau studiu de fezabilitate. Unele sunt deja în lucru sau puse în practică. Dacă vorbim de relația cu Bulgaria, avem interconectorul care este în lucru, cam jumătate am înțeles că este finalizat. Avem cu Moldova interconectorul Iași-Ungheni, avem cu Ungaria interconectorul care este funcțional, unidirecțional. Aceste lucruri sunt foarte bune, dar departe de a satisface nevoia unei piețe libere care realmente dă accesul partenerilor din regiune la energie fără constrângeri politice. Și atunci este clar că trebuie să mergem mai departe.
nu numai în domeniul gazelor, unde sunt câteva proiecte foarte bune, care sigur trebuie să meargă și pe est-vest, dar obligatoriu și pe nord-sud. De asemenea, este nevoie de o extindere semnificativă a rețelelor care permit transportul energiei electrice. Bună oară, România va produce sau produce foarte multă energie în zona Dobrogei, doar că de acolo trebuie dusă cumva mai departe ca să poată fi folosită eficient. Deci o piață liberă are nevoie, credem, de o bursă liberă regională și are nevoie de o infrastructură care permite accesul liber la sursa de energie. Aceste lucruri se pot realiza, dar numai atunci când există o colaborare regională foarte serioasă și foarte intensă, și noi doi vom promova o astfel de colaborare.